Miza este, permitem sau nu abuzul? Pentru că, permitem sau nu abuzul, este întrebarea care vine pe fondul următor. Dacă un cetățean dintr-un stat membru nu e în stare să se integreze pe piața locală a muncii, din statul de origine, dacă nu poate beneficia de un sistem de asistență socială corect, echilibrat în statul de origine, e îndreptățit să plece undeva? Din punctul de vedere al libertății de mișcare a persoanelor pe piața muncii, sigur că e un principiu fundamental european, nu? Oricine ar trebui să poată lucra, cum spuneam, fără restricții, oriunde. Problema intervine în momentul în care se depășește o perioadă de 3 luni în care n-ai resurse și n-ai loc de muncă, ce faci atunci? Deocamdată, reglementele europene nu prevăd obligativitatea unui stat membru de a lua în sarcină, integrându-l în sistemul de asistență socială, pe cineva care n-a muncit într-un alt stat membru. Problema care apare este următoarea. Putem modifica această legislație europeană, făcând de pildă posibil acest lucru? Cineva care e șomer în România se duce și rămâne șomer și în Germania să fie luat în grijă de sistemul de asigurări sociale din Germania. Personal, nu cred că în acest moment se va putea face o asemenea schimbare. Cred că, din păcate, în Uniunea Europeană, state membre se îndreaptă către politici care presupun mai degrabă o repliere asupra comunității naționale decât o deschidere mai mare. Și de asta cred că ar trebui să știm să profităm la maximum de pe urma avantajelor pe care le avem. Avem în continuare oameni bine pregătiți care pot să se integreze și au făcut-o deja în statele membre pe piața muncii. Majoritatea românilor care muncesc în străinătate sunt oameni bine calificați, sunt oameni cu joburi foarte bune. Sigur că sunt și unii care eșuează, dar nu trebuie, cred, să plătească suscitând nervozitatea responsabililor politici din diverse state membre. Nu cred că trebuie să plătească cei care muncesc serios, care sunt integrați, pentru erorile sau pentru abuzurile pe care le-ar comite unii care nu reușesc să facă acest lucru.